În momentul de față lucrez împreună cu colegii din Consiliul Județean. Chiar ieri am avut o întâlnire cu specialiști, cu medicii, cu șefii de secții din Spitalul Județean. Anatomie patologică, oncologie pe partea de chirurgie, pe neurochirurgie, pe ortopedie, pe zona de chirurgie toracică, pentru că am identificat o sursă de finanțare cu fonduri europene pentru a îmbunătăți serviciile medicale în tratarea cancerului. Iar o sumă care, sau mai bine zis, o cifră care pe mine m-a speriat ieri dimineață a fost următoarea. 36% din diagnosticul de cancer, din cazurile de cancer, sunt cancere de sân. Vă dați seama cât de mare este incidența cancerului, iar ieri am auzit expresia de la un doctor și este vorba despre domnul doctor Bichim și spunea de domnule, a apărut expresia în rândul medicilor și a medicinii turbocancer, adică atât de repede se mulțește cancerul, atât de multe cazuri au început să apară încât a apărut această expresie turbocancer, ceva de nedescris. Iar când am auzit de la șeful secției de oncologie, domnul doctor Păduraru, că a spus 36% din cazuistică înseamnă cancerul de sân, a rămas blocat.